Da. Deci, astăzi vom vorbi, pentru a doua oară eu voi vorbi, despre chivotul Domnului. Dar despre, de fapt, despre ce vreau să vorbesc. Despre cum lucrează Dumnezeu și cum își dau seama oamenii că Dumnezeu într-adevăr e real. Adică Dumnezeu există. Da. Vom vorbi despre niște oameni care au furat chivotul din Israel. Ce-i chivotul? Este o ladă de aur în care se țineau cele 10 porunci date de Moise pe munte. Știți cele 10 porunci, da? Sper că le știți. Și pentru că l-au mâniat pe Dumnezeu că au furat chivotul din Israel, adică din țara, din poporul ales de Dumnezeu, l-au furat și l-au dus la ei, Dumnezeu a dat peste ei tot felul de urgii, tot felul de întâmplări care i-au afectat clar, adică mureau acolo după ce ori lua chivotul, pe capete mureau. Și ori zis, bă, hai totuși să ducem chivotul înapoi, de unde l-am furat, din Israel. Ăștia erau care l-au furat din Gaza, din zona aia. Dar, dacă totuși nu există Dumnezeu și totuși ni se întâmplă lucrurile astea rele așa, că ni se întâmplă, nu că Dumnezeu ne lovește. Și vom vedea acum, vom citi un capitol, știu, e mult un capitol din Biblie, dar aveți răbdare cu mine că e impresionant. Și totuși au zis să-l ducem noi înapoi, dar dacă nu-i Dumnezeu real și dacă e doar în imaginația noastră că ni se întâmplă astea pentru că am furat de la Dumnezeu. Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Filistenii trimit chivotul înapoi. 1 Samuel, capitolul 6. Asta e, dacă vreți să citiți și voi. Chivotul Domnului a fost 7 luni în țara filistenilor. 7 luni. Și filistenii au chemat pe preoții și pe ghicitorii și au zis: ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui. Ei au răspuns: dacă trimiteți înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți cu mâna goală, ci aduceți lui Dumnezeu o jertfă pentru vină, adică vina că l-or furat. Atunci vă veți vindeca și veți ști pentru ce nu s-a îndepărtat mâna lui Dumnezeu de peste voi. Filistenii au zis: ce jertfă pentru vină să-i aducem? Ei au răspuns: 5 umflături de aur și 5 șoareci de aur după numărul domnitorilor filistenilor. Dați slavă Dumnezeului lui Israel. Poate că va înceta să-și apese mâna peste voi, peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Pentru ce să vă împietriți inima cum și-au împietrit inima egiptenii și faraon? Aici e amuzant. Știți când faraon n-a vrut să-i lase pe izraeliți să plece din Egipt? Adică i-au lăsat și după aia au zis: na, veniți voi înapoi, lasă, mai bine rămâneți voi aici sclavi la mine decât să vă las să plecați. Și Dumnezeu i-a distrus. Știți când a despicat Moise apa în două, ori trecut izraeliții și când au venit egiptenii, fup, i-a necat. Acum faceți un card nou de tot și luați 2 vaci tinere care dau țâță și care n-au tras la jug. Înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă viței lor care se țin după ele. Să luați chivotul Domnului și să-l puneți în car, să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le dați Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteți și va pleca. Să-l urmăriți cu privirea și dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Bet-Shemeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Oamenii au făcut așa. Au luat 2 vaci care alăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viței acasă. Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor.
Vacile au plecat drept pe drumul Bet-Shemesh. Au ținut mereu același drum, mugind și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Bet-Shemeshului. Locuitorii din Bet-Shemesh se cerau grânele în vale, au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua și Bet-Shemesh și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului. Leviții au pogorât chivotul Domnului și lada de lângă ele în care se aflau lucrurile de aur și le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Shemesh au adus Domnului în ziua aceea arderi de tot și jertfe. Cei cinci domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în aceea zi. Iată umflăturile de aur pe care le-a dat Domnului filistenilor. Așa. Mă rog, și aici zice inventarul ce ori pus pe lângă. Or urmărit carul, deci ori înjuga cele două vaci la car și o dat drumul, nu l-or condus ei. Dar ei îl urmăreau din spate și ori pus așa, ori zis, dacă se duce spre Israel, spre Bet-Shemesh, unde trebuie să se ducă, știm că Dumnezeu ne-o făcut rău. Dacă o ia pe altundeva carul și vacile o iau pe altundeva cu carul, știm că nu-i Dumnezeu. Îl aducem înapoi. Vacile care trăgeau chivotul au mers exact neîndrumate de nimeni spre locul de unde fusese luat chivotul. Dacă faci ce îți spune Dumnezeu, mâna lui care te apasă va fi ridicată și va fi pusă sub tine și te va ridica el. Nu te va apăsa, va pune mâna sub tine și te va ridica. Asta este învățătura ce trebuie să o tragem din acest videoclip. Acum, noi nu trebuie să aducem jertfe cum aduceau ei, nu trebuie să aducem nici aur, ci Iisus Hristos a murit pe cruce pentru noi și nu trebuie să mai aducem nimic lui Dumnezeu ca să ne ierte. Nu trebuie să aducem căruțe cu aur sau altceva, cum au adus ăștia, nu trebuie să ardem jertfe. Trebuie jertfa noastră să fie genunchii și ochii în Biblie și să vedeți cum vi se va schimba viața în bine. Dumnezeu există.